Acum și se bat între ei. Bă, ce-i ăsta? Eu cream că e de la... Eu cream că e de ăsta normal, nu e ceva mutant. Bine v-am regăsit, rău ați nimerit, eu sunt gamerul like you, iar astăzi revenim la un nou minunat episod din Black Mesa, unde am dat trecută. În locul ăsta minunat. Muzică... Uite, avem acum... Bă, deci, cea mai mișto chestie din jocul ăsta, cred că e Xenu, la remake-ul ăsta, de fapt. Pentru că în original Xenu nu arăta așa, Xenu era o chestie, cam, sincer, era cam urât. Nu o să mint. Urcăm pe acolo. Urcăm pe aici. Dar toți se aud nașpa, nu știu, căștile astea, nu știu ce au acum. Cred că am ciudat. Ăsta ce fa... asta îmi încarcă viața, ok. Bă, de-i foarte mișto cum l-au făcut, sincer. Mamă, și muzica asta, bă, deci... chiar nu o să... deci... remake-ul ăsta fac unul de cele mai bune. Nu care nu e făcut de Valve. E făcut de... nu știu cum e cheamă. Ok, ceva interesant. Ar trebui să sar pe aici, nu? Bă, deci aici, da, n-am unde să mă duc, deci trebuie să fac așa. Nu trebuie să fac așa, trebuie să fac mai, sar mai sus. Uite așa. Ok. Bă, dar ce mișto arată locul ăsta, ia uite, cu mulți zburători, plieci, fantomă, bă, deci jocul ăsta ar fi fost mișto să fie gen un joc făcut pe... What, fuck, ăștia explodează! Nu mai... Ok. Deci ar fi fost mișto să fie ceva din joc care doar să te plimbi pe aici prin Xen. Dai ceva. Tot un joc întreg, nu doar niște capitole. E prea tare Xenul ăsta. Bă, deci... ce e asta aici? Aldo ăsta mort. Bă, dar toți au murit. Hai să vedem. Stai să dăm reload la toate armele. Mi-am dat pe aici muniție. Așa. Ok, asta e. Am gloanțe pentru... dăm un la shotgun momentan, că ăsta e cam cel mai bun. Pe aici ceva de adunat? Nu. O continuăm drumul. Bă, ce nesimțit e copacul ăsta. Bă, dar trage și tu în ei. Mai e vreun câine de-asta picat? Dar văd scannere de-astea. Interesant. Vă spun dacă era Half-Life-ul de la început făcut așa. Adică putea să exploreze mult mai mult universul ăsta, gen dacă aveau posibilitatea asta Valve cu gen grafic, vizual și toate ce puteai să faci aici. Bă, și acolo trebuie să pun ăsta, l-am pus. Trebuie să găsesc un cristal de ăla, dar unde, de unde îl iau? Aici nu văd să fie. Hai să ne luăm după asta, cu tot ăsta cu roșu. Aha. Ia uite-l. Nu era neapărat cristal, dar era chestia asta, uite, gata, și acum am deblocat-o. Nu știu exact cum funcționează tehnologia asta din lumea Xen, dar e mai interesant decât aia din originalul. Era unul chiar foarte plictisitoare, Xenul din Half-Life-ul din vechi. Ce e acolo? Dar așa nu, oricum așa nu era... What the fuck? Nu, dați-vă.
Ăștia nu era un joc original. Regurile astea. Îmi place cum se mișcă toate chestii. Luminile, bă, deci arată prea bine. Păcat că ăștia, din... V-am zis și la trecută. Ăștia de la... oricum, gen în jocul. Și acum trebuie să mergem înapoi. Sau e altul de asta. A dat, mergem înapoi. Acum am spus ce ne teleportăm, că în ăla, în original te teleportai foarte mult, că mai era toată lumea accent, te mai băteai cu niște muși de ăștia zburători. Uite, acum putem să tragem insule întregi, le tractăm. A, uite unde suntem, ok, ia, ok, am văzut acum. Dar merge înapoi, nu merge înapoi. Știu, un quick save. Și am urcat, ok. Bă, dar ce smut e jocul ăsta, nu e ca în ăla... Bă, în original, dacă trebuie să calculezi săriturile astea. Nu ți ieșeau. Bă, și tu nu știi să mori. Ok, l-am văzut pe ăla de acolo distanță și ne-a deblocat pe aici ceva. Nu știu dacă ce-a deblocat. A, sunt două aici, uite. Ca să ne deblocheze intrarea. Ok. Bă, dar e foarte... Deci chiar n-am mai văzut mult un joc să arate așa bine, sincer. Adică ăsta e remake, da. Păi că Valve mai fracă așa multe jocuri, bă. A fost mișto să facă și un... ceva, nu știu, un Half-Life 3 sau episodul 2, Half-Life 2, episodul 3 pe ăsta, pe Source 2, sincer. Cu grafică de genul, acum există și capa, gen... Ia uite și pe asta. Acum au și, sunt calculatoare care pot să ducă jocurile de genul, nu mai... Pe aici nu pot să fac nimic, nu? Doar că pot să ducă jocurile de genul, doar că... Bă, dar nu știu unde trebuie să mă duc pe aici, să mă duc în partea aia sau unde sau să... Acolo jos, acolo să fie că sunt niște glanțe, ceva, dar... Bă, nu știu, nu mă duc acolo. Dar și eu, uite, pe aici. Bă, și nu pot să trag în alea de acolo. Efectiv, nu pot să trag. Nu, ce e asta? Au, și bă, și aș vrea să le explodez mai... ...de vreme. Nu vreau să distrug astea. Cactus și ăștia explozivi sau ce sunt. Ne-am dus. Da, ne-am dus. Rău cu astea. Uite așa. Încarcă și tu, bă, dar ce mișoată. Mori. Dacă nu mori tu, mor eu. E, bățiu, azi mă uită-ți ca proștii. Întreb dacă... O să explodez toată zona asta. Oh, deci dacă am explodat toată zona, am omorât și pe mine automat. What the fuck, nu. Nu, nu. Da, deci n-am făcut bine. Mergi cu rangă. Dacă explodez astea, mor, deci mor de tot, mă moare instant. Că explodă toată zona asta. Ca atunci când eram în depozitul ăla de
acum mai multe episoade, eram într-un depozit, ceva de explozibil. Ia uite. Dar erau doi. A, uite, unul a fugit. A. Te-am luat la rangă, la rângi. Gata, i-am rezolvat pe toți. Așa, am deblocat tot drumul ăsta. Acum al de ăsta. Trebuie să mai urmărim, dar de unde vine? Deci trebuie să dau drumul la trei de-astea. E unul pe acolo. În spate n-am unde să mă duc, nu? Da, n-am unde să mă duc. Bă, și-mi fac și puzzle-uri de aici. Asta chiar sunt asta e, zona asta e complet refăcută. Dacă nu mă credeți, jucați primul Half-Life și vedeți pentru... Acesta, copacul ăla... Din... Nu știu, din Avatar? Gen Avatar ăla cu oamenii albaștri, nu... Era mișto cu Aang. Ce-i ăsta? Copacul sacru... Niște screenshot-uri, poate le pun în thumbnail. Mers cu shotgun, că se aud niște chestii de-alea nașpa pe aici. A, uite, pe aici avem așa un putem merge. Pe aici e un alt drum. Bă, de ce nu mă duc? Aici, acum nu mai pot să mor de la asta, cum se cheamă. Gata, mi-a ieșit și mie. Aici nu știu, dau seama ce se... De ce nu? Unde am ajuns? Iarăși vin de ăștia. Unde am ajuns acum? Am căzut jos de tot. Așa, gata, n-are să urc la loc. Uite, eu nu dau seama, deci iau pe aici. Nu trebuie să mă duc după, că aia nu dau seama exact. Trebuie să sar sau... Că aia, de aia nu mi-am dat seama. Așa. Ok, am ajuns aici. Am ajuns să cad peste astea așa. Mamă, să nu mă explodeze chestia astea. Gândaci de aia pe aici. Mă, ce mă enervează. Gândaci aia. Ia, unde e ăsta între SMG-ul? Hai. Ok, bă. Hai. Ce mă enervează chestiile astea de plutesc așa. Băi, de câte ori să mai trag în tine? De 4 ori, aparent. Sunt pe-a aici. Yeah. Nu
ucide ăștia. Da, m-a bătut că a murit. Dar l-am omorât deja, ăștia sunt morți la fel. Știam că nu sunt morți. Ai, mor și tu. Mor și tu. Mă, câte gloanțe am consumat pe gunoaile astea. Hai, mai încarcă și mie viața pe aici. Și acum că trebuie să mergem în partea aia, da, în grota aia de acolo. Bă, da, ce mișto e joc. Mamă, mai mulți zombi pe aici. Au căzut. S-au dus. RIP zombie, scrieți acolo în comentarii. RIP zombie. Nu. Așa. Ia uite-și pe ăla. Ia ce ne simțiți. Yeah. Alți câini ăștia stricați. Pe aici pe unde iau. Am văzut acum. Hai. Ia bă, alți zonși, ale distrate atâția pe aici, sincer. Bă, sunt trei. Ăla-i mort. Unde ești? Ca să trag una în gură. În cap, în gură. Ăla-i mort. Mai e unul. Care nu vrea să moară. What the fuck, că trebuie să-ți trag în... Da, acum se ascunde. Așa, acum fugim pe aici. Ia uite-l. Mamă, și frame drop-uri de la gunoaiele astea. Mi-a scăzut rău armura. Nu pe acolo, nu. Și n-am dat save, am uitat să dau save. Hai. Gata, am scăpat de voi toți. Deci ce s-a întâmplat? Nimic pe aici. Ok, am văzut. Unde e pistolul? Pa! Bă, deci de ce nu puteam să dau one? Dar puteam două ori și mi-am dat ăsta. Mamă, taci, mori. Am dat un încărcător întreg de ăsta. Haide. Păi știi că, bă, mă, filmeze deja de 18 minute. Mai era unul pe aici. Parcă mai era un... Uite, ia uite-l acolo, ia uite. Se ascunde. Câini de ăștia dubioși, mamă. Este explodează, dar nu dau nimic. Mamă, ce e aici? Arăși fără gloanțe de-astea. Și fără gloanțe acum. A, uite, mi-a dat niște gloanțe aici. Ah,
Nu, aici, asta îmi trebuie. Tentaculul ăsta de... sau ce-o fi mâna asta de extraterestru, extraterestru. Deci a băgat Gordon mâna în fundul lui. A, uite, peste să o iau. E prea tare zona asta, sincer. Acum ce se bat între ei. Bă, ce-i ăsta? Eu cream că e de la... cream că e de ăsta normal, nu e ceva mutant. Câți câini de ăștia dubioși sunt pe aici? A, n-am urcat acolo cum trebuie. A murit? Da, a murit și într-un final. Mai mi-a făcut toată muniția, mi-a făcut-o full pe toată. Aproape full, da, așa. Hai să mergem cu ace. Un bolvan zburător. Bă, dar ăștia nu era un joc original. Bă, ce greu, eu mor pe ăștia cu armură pe ei sau ce sunt ăștia. Ia și ce, ia să încercăm cu revolverul. Magnum, cu ăsta trebuie să-i rezolve. Aici e ceva, nu? Ok, deci două lovituri de revolver în gură îi rezolvă. Așa, mai dăm niște viață. Hai să continuăm. Să face ceva, nu, nu e cristal. Să luăm niște cristale care se încărcau, ale albastre, parcă. Ia uite de unde mi-a dat ăla damage. Unde a... Ce mă enervează. Gunoaiele astea. Ăla am distrus. Așa, am scăpat de ei. Am ajuns mai sus, am ajuns unde era cascada aia. Aici în spate n-am unde să mă duc. Ok. Vedem ce ne duce ziua de azi. Mi-aș vrea pe acolo comentarii ceva dacă vă place sau nu ăsta. Ca să vă... uite, în sfârșit am găsit cristalul care ne încarcă armura. 23 de minute deja. Ok. Hai să ne pecea că trebuie să o luăm pe jos, prin râu, da. O luăm prin râu asta. Ei, mișto că aici există apă. În dimensiunea asta, chiar dacă sunt chestii de așa, alte dimensiuni, alte chestii, există apă. Hai, cred că trebuie să iau cristalul ăsta, dar văd că nu, decât trebuie să-l activez. Bă, da, dacă trag cu ăsta, le face ceva sau trebuie să merge decât cu arbaleta? Ichthyosauru. Ui! Nu. Măcar de data asta au și ăștia mai, sunt mai importanți decât în jocul original. În jocul original parcă nu era atât cu ei. A. Erați apă. Hai și... uite așa. Oh, văd că arbaleta ia dintr-un foc.
Ai ceva că trebuie să fac ceva cu ăștia? Nu. A, au văzut că activează nu știu ce. Asul mai sus, ok, am văzut. Activează alt ăsta. Acum trebuie să ne întoarcem aici. Hai. Și am ajuns într-un loc nou. A, nu, sunt tot aici, dar mai sus. Bă, deci partea asta ne amintește foarte mult de puzzle-urile din jocurile alea vechi de pe PS3. Gen, sau PS, de pe PS1, PS2 și PS3. Gen, Ratchet & Clank sau Jak & Dexter sau jocuri de genul ăla, dacă știți la ce mă refer. Partea aia asemănătoare, gen tot ce se întâmplă pe aici. Am grijă la așa mici de explodează. Hai să ne grăbim și noi puțin pe aici. Ce este aici? Am nimic, cred că e vreo ceva magic, plantă magică de aici, din altă dimensie. Checkpoint, ok, e bine. Dacă e checkpoint, e pe, suntem pe drumul cel bun. Am trecut să petrecem aici în lumea Xen, că știu că în original n-am petrecut așa mult. Din câte amintesc. Așa tot fac comparații, știu că tot fac comparații cu originalul, dar cam mai e faza cu un remake. Chiar remake-ul ăsta e reușit. Până acum. Adică și jocul original e foarte... Încă... E destul de bine și are și-a băgat și update-ul ăla de 25 de ani anul trecut, parcă. Da, anul trecut a fost... la de 25 de ani. Cum se cheamă? Bă, zi să zic că nu vine acum. A fost de aniversarea de 25 de ani a Half-Life, primului Half-Life. Și a băgat ceva, niște update-uri pe joc. Parcă niște, niște texturi. A băgat și un... Uite să ajung. Aici jos, nu? Văd că niciun ichthyosaur pe aici, o luăm pe aici. Ok. E mișto arată cascada asta. Prin peșteri. Mamă, ce e asta? Nu mă ating de alea. Aparent pot să trag sub apă aici. Asta se scufundă într-un motiv sau altul. Bă, pe aici e ceva. Item, nu. Pe aici suntem puțin limitați la arme și de-astea. Aia e faza nașpa, asta e în cap. Deci, de preferat, pot să folosesc chestia asta. Aici, momentan. Mâna asta de Dishonored. Nu mai stau să-i omor pe ăștia că sunt prea mulți. Gata. Ia, de unde trag? Chiar vreau că ăștia cum uci în mine. Chiar nu vreau să moară, deci. Dracu de asta el, dar nu moare. Mamă. Am să-mi void. Bă, și-a băgat și muzica acum. Ok. Bă, de unde s-au... Nu ne-au explodat ăla. Ce a fost ăsta? A, uite, încarcă aici armura. S-a explodat aici, ne-a aruncat. Încarcă ăsta. Bă, și nu-mi dă și mie muni... Gata, așa. Ăsta are aceeași muniție. Deci am luat cam tot ce puteam să iau de aici.
Primeze 29 de minute și cred că aici o să închei. Deci nu e că trângem acolo. Bă, dar la ochii lui Sauron, că la trecut se vedea ochii lui Sauron, acum nu se mai vede. Și ce caut ochii lui Sauron aici, în primul rând? Întreaga ce să mai există nivelul ăla când trebuie să fugim de... Sunt niște chestii uriașe la un moment dat pe aici, cred că tot trebuie să fugim de ei, dar nu știu dacă mai sunt în jocul ăsta. Aparent chestia asta nu le fac nimic la ăștia. A, trebuie să trag așa. Dar oricum cred că o să încheie aici episodul și continuăm data viitoare, gen din episodul următor. Da. Deci cam atât a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, dați like, share și subscribe și lăsați un comentariu cu ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, nu știu, acolo. Dacă vreți să continuăm seria, că mult nu mai avem din seria asta în teorie. Și salut! Ne revedem data viitoare!